După ce a consumat alcool mai mult decât trebuia, un bărbat din Giurgiu s-a urcat la volanul mașinii sale și a pornit la drum. Însă, pe drumul dinspre Vamă, la intrarea în curbă, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, acesta a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în șanț. În jurul orei 16:50 am fost sesizați de 112 că a avut loc un eveniment rutier la ieșirea din municipiul Giurgiu spre Oinacu. Se pare că conducătorul auto a pierdut controlul volanului viteză neadaptată în curbă și pe fondul consumului de alcool. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,91 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În urma impactului, șoferul autoturismului a reușit să scape fără nicio vătămare corporală, însă a fost preluat de o ambulanță și dus la spital pentru prelevarea de probe biologice care să-i stabilească alcoolemia. În continuare, polițiștii serviciului rutier Giurgiu efectuează cercetări față de șofer sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu alcoolemie de peste 0,80 mg în aerul expirat.